În șase luni de război, peste jumătate de milion de refugiați ucraineni au trecut prin țara noastră, însă doar 15% au rămas la noi. Majoritatea sunt pe cont propriu, totuși autoritățile de la Chișinău le oferă asistență medicală gratuită, protecție juridică, cazare și mâncare pentru cei mai vulnerabili. Și cel mai important, au grijă de copiii celor care în aceste momente și apără țara cu arma în mână. Colegul meu, Ion Botnaru, ne spune mai multe. Ion, bună seară! Elena, doamnelor, domnilor, statul are active 80 de centre de plasament cu o capacitate de 7500 de locuri de cazare. În multe dintre acestea au fost amenajate chiar cel de clasă pentru copiii care merg la școala online pe care o organizează autoritățile ucrainene. Între timp, un număr de 129 de copii ucraineni s-au născut în Republica Moldova în ultimele șase luni. Peste 11.000 de familii de moldoveni și-au deschis ușile pentru refugiați. Aproape 33.000 de ucraineni au fost găzduiți în acest răstimp de oameni simpli. Refugiații au practic drepturi de cetățean. Ei pot să muncească, să se lecuiască gratuit în spitalele de stat. De exemplu, au fost până acum aproape 20.000 de solicitări de asistență medicală. Peste 9.000 de copii au mers la doctorii moldoveni, iar 340 de pacienți grav bolnavi au trecut tratament chimio sau radio. Unii au fost transferați peste hotare. Există o rețea umanitară întreagă, de la băncile de alimente până la plățile sociale lunare asigurate de UNICEF. În contul de donații al guvernului au ajuns 162 de milioane de lei. 73% din acești bani au fost folosiți. De altfel, țara noastră a trimis în Ucraina ajutoare umanitare în valoare de 43,7 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, de la începutul războiului în Ucraina, un număr de 580.000 de persoane din Ucraina au tranzitat Republica Moldova, iar 89.000 se află și în prezent pe teritoriul țării noastre. Vă mulțumesc pentru aceste informații despre această experiență.